Nu le puneți aici. Cine-i la boxa aia? Nu e bord, e singură. Hai.
De ce vrei mai tare? Arătăm că suntem uniți, arătăm că ne iubim România și că facem tot ce putem pentru pădurile din Bucovina. Povestea fabricilor o știți foarte bine, o secție de prelucare a cărui compus de bază este formaldehida. De ani de zile, de peste 10 ani, mă lupt ca această companie să amplaseze în centrul Rădăuțului o stație de măsurare nivelului de formaldehidă. Nu vor. Așa cum spuneam în intervenția în direct de ieri, ne-au amplasat un gunoi de panou chinezesc pe care ne vor da tot rezultatele care vor ei de aici din fabrică. Dacă ar fi fost corect, dacă ar fi fost cinstiți, atunci n-ar fi fost o problemă pentru ei să financeze localitatea Rădăuți ca oamenii să stea liniștiți în zonă cu 150.000 de euro pentru a amplasa un astfel de senzor de măsurare a nivelului de formaldehidă. Am văzut că ați declarat că s-au triplat numărul de cazuri de cancer în Rădăuți. De unde aveți această informație? Informația o găsiți la Spitalul Municipal Rădăuți. Puteți vorbi cu medicii de la oncologie. Secția a fost recent deschisă la Rădăuți în urmă cu un an și jumătate pentru că a fost imperios necesar să se deschidă această secție pentru că Suceava nu mai făcea față în ceea ce ține de tratamentele chimioterapie. Și atunci s-a deschis la Rădăuți, este pionerat, în dezvoltare, li s-au dat două camere pentru internare de zi, unde se fac aceste tratamente cu chimioterapie, sumele sunt exorbitante care au fost alocate până acum de Casa de Asigurări de Sănătate. Informațiile le puteți afla oricând de la Spitalul Rădăuți. Mai mult decât atât, colegii mei de facultate din Cluj mi-au trimis fotografii spunându-mi la Cluj și la Târgu Mureș în spitale, dacă faci fotografie în parcare, crezi că ești în Suceava. Marea majoritate a mașinilor sunt în Suceava, în spitalele de oncologie. Și atunci este corectă exprimarea? Că s-a triplat numărul de cazuri? S-a triplat, sunt peste 1000 de... Dacă până acum nu am avut diagnosticări de cancer la Rădăuți? Am avut diagnosticări, orice medic de familie poate în urma, în baza unor rezultate la analize, să deducă în măsură de 50%
unde, ce se întâmplă cu rezultatul medical și să direcționeze pacientul către oncologie. Da, față de ce perioadă s-a triplat? Deci sunt 1000 de oameni care fac tratament în această clipă la noi. Mulțumim, domnule viceprimar. Cu drag. Iubiți România și luptați pentru ea, fraților. Nu vine să plâng. Stau aici, aflăm. Pitineretul îi lasă, pentru că dacă nu vine fata asta să vină tineretul, imediat vin aia de la primărie, să zică, vedeți ce faci, că mie s-ar putea întâmpla imediat așa. Asta face, asta o știu să facă de 30 de ani și asta se face acum. Vezi bine, e frumoasă, căci în ea multe sunt străine. Și frumoasă că ea mea, dacă-i mică, nu-i deocară. Căci viteji în ea mai sunt, apoi și la noi în țară crește fierul din pământ. Când voim, îl știm cu lege, știm cum să-i zbim cu el. Când dușman lipsit... Statul vinovat sau societatea sau toată lumea caută alți vinovați. Vinovați suntem cu toții. Mulțumim, îmi aduceți aminte de melodia cu căciulile pe frunte. Stăm de veche ca un lucru. Tău pe mâini străine, când mai greu pe lume o fost, ți-o da hrană și adăpost. Nu ne vindem țara, nu ne dăm cu moara, nu vindem acest pământ. Nu ne vindem rostul, pâine și adăpostul, ăsta tot ce avem mai sfânt. Să-mi minuni, să-mi
însărcinate. Balada lui Sofia Corbeto. De ce? Să vă mulțumim pentru vizionare!
Împotriva mafiei da, din România. Poți-o de pretutindeni, bine v-am găsit astăzi, într-o zi istorică, e timpul să luptăm iarăși pentru libertatea românilor. Începem acțiunea noastră de astăzi împreună, pentru că sunteți mulți români adunați astăzi aici din toate colțurile țării. O să începem cu un deșteaptă pe române, pe care vă rog să-l cântați cu noi din voce, alături de tânăra asta minunată care are în pântecele ei viitorul României. Niciodată
cu glorie de plină decât să vizităm iarăși pe vechiul nostru pământ. Am venit aici să protestăm împotriva mafiei pădurilor, împotriva sistemului care ne vinde bucată cu bucată de 30 de ani și să-i anunțăm că începe eliberarea României. Au încercat să ne oprească, au încercat să ne intimideze, au încercat să ne sperie, dar nu ne lăsăm intimidați, înfricoșați, speriați, pentru că suntem urmași de-a lui Avram Iancu, pentru că suntem urmași de-a lui Ștefan cel Mare, pentru că suntem urmași de-a lui Mihai, al nostru cel viteaz. Din păcate am ajuns sclavi în vechiul sac imperial. Am ajuns iarăși în Bucovina, în stăpânire austro-ungară. Din păcate, am ajuns iarăși să ni se ia bogățiile și să fim în folosul altora, să muncim pentru alții. Și pentru că este o zi importantă și sper că mă auziți cu toții, de la bădia Ion Huțuleac aici, până la arădenii care au mers 12 ore ca să fie prezenți la manifestația de azi. Sunt 30 de ani de la lupta pentru libertate din piața universității din capitala țării. Și am o rugăminte la voi toți, inclusiv la domnul reporter. Nu prea e presă prezentă astăzi aici, că presa a fost cumpărată. 40 de milioane. Mulțumim celor care puțin care sunt. Este adevărat. Am o rugăminte la voi toți, la voi toți. Un moment de reculegere pentru toți eroii români și pentru cei care și-au dat viața în 89 și 90 pe 13 iunie 1990 pentru libertatea noastră. Un moment de reculegere. Care n-am știut ce să facem cu ea. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Și pe noi să ne ajute în lupta asta pentru viitorul, identitatea și istoria României, pentru independența și suveranitatea țării noastre. Lupta asta pentru libertate e lupta lui Ciprian Columbescu. De aici e lupta lui Vasile Motrescu. Este lupta noastră a tuturor românilor pentru libertate și pentru că l-am pomenit pe Ciprian Columbescu, vreau să ascultăm doar 30 de secunde din balada lui Ciprian Columbescu. Aplauze! Să trecem prutul, trăiască România Mare, să ajungem și la Cernăuți, pentru că Bucovina noastră
și Bucovina lui Ciprian Porumbescu și Bucovina întreagă pe care și despre care a scris Mihai Eminescu, astăzi nu mai este. Și noi nu mai avem o Românie suverană și independentă și să ținem sus mândru nostru tricolor și să luptăm pentru culorile astea sfinte, că e tot ce avem mai sfânt pe lume. Sus tricolorul, sus inimile români, mă bucur că ați avut curajul să veniți astăzi aici și să luptați pentru cine sunteți. O să rog aici, să vin aici pe Daniel, care luptă, uite pe sus, care luptă pentru păduile, să vin aici din Rădăuți, întors în țară din Londra. O să rog și pe colegul meu, Claudiu Târziu, după președintele AUR, să pună câteva cuvinte și o să vă rog pe fiecare dintre voi să veniți în marșul ăsta auto. Așa am putut organiza protestul de astăzi sub forma unui marș auto, pentru că autoritățile ne-ar fi criminalizat, dar a așteptat domnul Flutur să ne amendeze, să ne intimideze, să ia apărarea în continuare lui Schweihofer și acestor companii, Ashley Steinberg, Eger, Kronospan sau ce nume vor mai avea ei, că sunt companii toxice pentru mediu și toxice pentru România. A venit, români, ziua dreptății, a venit ziua libertății și a venit vremea să-i schimbăm pe cei care ne-au înlăptuit în ultimii 30 de ani. Daniel? Da. Vreau să felicit fiecare român care este prezent în acest loc. Apreciez demersul celor de la AUR care au ales să vină aici să dea o mână de ajutor bucovinenilor. Doar așa ne facem auziți. Dacă ne unim, vom fi puternici. Dacă vom fi dezbinați, acești devoratori ne vor lichida rând pe rând pe fiecare. Cred că este momentul în care să ne dăm toți mâna pentru un scop comun. Să salvăm pădurile României, să salvăm pădurile Bucovinei. Acești asasini economici pe care îi numesc au venit aici, au cumpărat autoritățile locale, au cumpărat autoritățile competente, au cumpărat lemn de gate la prețul terizorii de 60 de lei metru cub, când agenții economici români cumpărau lemnul la 200 de lei metru cub. Au fost susținuți, li s-a dat lemnul cel mai bun, li s-au dat toate pădurile din Bucovina pe următorii 5 ani. Ei vor ca Bucovina să fie sursa lor în următorii 5 ani. Noi nu vom lăsa asta. Și vreau să mulțumesc lui George și tuturor membrilor care au venit aici astăzi ca să tragă un semnal de alarmă și să spună: Bucovina nu-i de vânzare, Bucovina nu este marioneta șefilor care o conduc. Aici sunt oameni care au luptat pentru România, sunt oameni care au pus umărul la ridicarea țării. Noi suntem aici ca să spunem că ne pasă și să spunem că vom lupta până la capăt, indiferent de presiunile autorităților competente. Personal, pentru că după luptă împotriva acestor criminali, acestor asasini economici, am avut zilele trecute controle trimise de la București, de la Vâlcea, de la IPJ Suceava, direcția silvică. Încearcă să ne închidă pe toți, încearcă să ne elimine, dar glasul nostru este din ce în ce mai puternic, pentru că suntem uniți împreună cu acești oameni minunați. Sunt aici și am promovat când am putut și eu acest protest și acest lucru cu copinenilor. Haideți alături de ei, haideți împreună să fim o voce, pentru că doar așa vom reuși să învingem acești coloși, acești asasini ai Bucovinei, ai României. Au toate drepturile. Ei au venit aici în loc să respecte legea. Ei sunt cei care fac legea. Au instituit un monopol inclusiv în prețul lemnului, inclusiv lemnul de foc, care ar trebui să fie destinat oamenilor nevoiași, oamenilor în vârstă care au pus umăr la ridicarea țării, ajunge aici de lucrătură. Tot lemnul care ar trebui să fie pentru oamenii care au o pensie mică de 300, 500, 700 de lei, ajunge aici. Păi unde este dreptatea? Pentru ce luptăm? Suntem mințiți și tot promisiuni deșarte din partea politicienilor că vor face, că vor trece.
Nu uitați, în Bucovina se organizează zilele diasporei, plătite din bani publici. Și ce se întâmplă când vin tineri acasă? Sunt atacați chiar de instituțiile de forță ale statului român. Sunt forțați să meargă înapoi. Cum se ridică un tânăr integru în Bucovina și în țară? Este tăiat de la rădăcină și aruncat din țară. Nu aceasta este dreptate. Nu. Noi vrem astăzi să tragem un semnal de alarmă și să spunem, nu renunțăm. Nu renunțăm pentru că Bucovina este casa noastră. România este țara noastră și vom lupta indiferent de presiuni. Cred că... Încă o dată mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut timp, ați cheltuit resurse importante ca să veniți din toată țara, din toate colțurile țării. Un singur mesaj, români din toate colțurile țării, haideți să ne unim, pentru că împreună vom învinge dușmanul care asuprește România. Doamne ajută! Bravo, Daniel! Cu Dumnezeu înainte, bravo, Daniel! Colegul meu, copreședintele Alianței pentru Unirea Românilor, Claudiu Târziu. Vinerea ne găsim fraților. Părbătă din inima, suntem din nou inimă lângă inimă, umăr lângă umăr. Această manifestare de azi, venind după cea de la Sebeș și urmată de o alta în centrul capitalei noastre, iar de astăzi la ora 13, în memoria celor care s-au jertfit pentru libertate, în 13-15 iunie 1990, această manifestare, cum spuneam, și cu toate celelalte care au fost și care vor urma, se înscriu într-un efort național de trezire a conștiinței românilor. Noi suntem un popor mare, nu avem voie să uităm acest lucru, nu avem voie să ne lăsăm călcați în picioare și conduși de către niște otrefe, de către niște neterminați, de către niște politicieni veroși care sunt interesați numai și numai de beneficiile pe care le pot lua din funcțiile pe care le ocupă acolo unde votul nostru îi urcă. Prin vot i-am urcat, prin vot îi putem doborâ. V-am chemat astăzi aici ca să știm, în primul rând, că suntem o forță, să conștientizăm lucrul ăsta, ca să dăm un semnal puternic celorlalți români care încă stau în expectativă, care încă nu au curajul de a se implica în viața politică, să dăm un semnal că așa nu se mai poate. Trebuie să ajungem să guvernăm. Această țară are nevoie disperată pentru supraviețuirea ei de o conducere românească pentru români, în interesul românilor. Pentru valori, pentru valorile apărate în 90, pentru valorile apărate în decembrie 1989, pentru valorile apărate de rezistența anticomunistă din munți în anii 50-60, pentru valorile apărate în toate războaiele purtate de către români, pentru valorile noastre umane, pentru valorile subsolului și ale solului românesc, pentru valorile noastre materiale și imateriale. Dragii mei, sunt pe baricadele societății civile de 25 de ani. Am intrat în politică anul trecut la chemarea fratelui George Simion pentru că am înțeles că din societatea civilă nu se poate face mai mult. Este nevoie de implicarea fiecărui român cu conștiință românească și cu inimă bravă în acțiunea politică. Altfel nu mai scăpăm de lepra asta. Credeți-mă, trebuie să luptăm. Să luptăm până la capăt, fără nicio urmă de teamă. Nu sunt ei mai puternici decât noi. Nu sunt ei mai mulți decât noi. Nu sunt ei mai curați decât noi. N-au ei ajutorul de la Dumnezeu pe care noi îl avem. Fraților, la luptă! Doamne ajută! Răziți-vă, români! Dumnezeu, înainte începe manifestația noastră de azi, sper că ne auzim și sper că am înțeles cu toții că sunt 30 de ani de la reprimarea sângeroasă a manifestației pentru libertate din piața universității. Și dacă avem
un președinte nevrednic, care n-a știut versurile imnului Golanilor, le spunem noi, mai bine haimana decât trădător, mai bine huligan decât dictator, mai bine golan decât activist, mai bine mort decât comunist. Și le mai spunem noi că știm că președintele țării și guvernul și parlamentul sunt mână în mână cu aceste companii care ne iau de proști. Dar gata, e timpul deșteptării românilor, e timpul trezirii românilor și o să începem eliberarea României. România, trezește-te! O să începem eliberarea României din Parlament și din fiecare județ, că Ion Iliescu și cu Adrian Năstase l-au decorat pe acest domn Schweighofer care a venit să ne fure țara, să ne taie pădurile și să ne lase în urmă cancer și distrugere. Covina, nu cancer. Și este timpul aici în județul și care a vrut să sperie și manifestația noastră de astăzi și să-i zice la revedere Gheorghe Flutu. Jos cu el! Buzuielile noastre merg și spre Gheorghe Flutu și spre Ion Iliescu și spre Tăru Toată clica politică care ne-a condus în ultimii 30 de ani trebuie să ne lase, începând cu Gheorghe Flutur. Și un om aici, care a venit în întâmpinare, domnul viceprimar din Rădăuți, are un mesaj împotriva acestor companii toxice pentru mediu și pentru România. Vă rog, domnul vice. Nu e ușor să vorbesc după fratele Ștefan, după Daniel. Vă felicit pe toți că ați venit aici, mai ales că ați venit din toate colțurile țării. Și mi-a făcut Ștefan o alianță pe care n-am uitat-o și n-am dormit jumătate de noapte, pe care dacă va trebui o vom face. Alianța de dreapta împotriva lui Gheorghe Flutur. Dacă va fi nevoie, ne vom uni și o vom face. Dragii mei, acum 5 ani de zile când eram tot viceprimarul municipiului Rădăuți, în Consiliul Local Rădăuți a trecut un proiect de hotărâre prin care primăria se angaja să amplaseze un senzor de măsurare a nivelului de formaldehidă din centrul Rădăuțului. Actuala conducere a primăriei Rădăuți mi-au luat finanțarea care a fost acum de 30.000 de euro. Vin acum și îl oblig pe primarul Nistor Tătar să pună banii la loc și să găsească finanțare proiectului de hotărâre. Și dacă domnul Flutur este bărbat să financeze din Consiliul Județean Rădăuțiul, că ne-a dat 25 de măști în pandemie și prefectul a venit cu o punguliță de medicamente. Vă iubesc, frați români! Și mulțumesc din suflet și sunt mândru de fiecare dintre voi care sunteți prezenți aici. Sunt mândru de fiecare dintre voi care ați venit de la Dolhasca sau de la Milișăuți sau de la Frătăuți, de la Budna, Straja, până la Satu Mare, Arad, Timișoara, Galați, Constanța, Buzău, Focșani și toate colțurile țării. Voi sunteți români adevărați și vă rog să ne urmați mai departe în lungul drum pe care îl avem destrăbătut pentru ca România noastră să fie iarăși liberă. Problemele de poluare toxice pe care le-a menționat domnul viceprimar le avem și aici la Rădăuți.
dar le avem și la Sebeș, și le avem și la Brașov, și la Hunedoara, și în toate colțurile acestei țări, care trebuie și trebuie cu toții să jurăm în fața lui Ștefan cel Mare la Putna că vom elibera această țară. Ridică-te, Ștefane, și vezi-ți, fii, că viața în lume e grea. Jurăm credință patriei noastre cu toți, Măria ta, cu toți oștenii adunați aici la luptă. Români, mergem cu mașinile, dăm roată de jur împrejur acestor fabrici și tragem un semnal de alarmă. Mai au un an să se pună în regulă și să respecte românii și România, mediul din România, angajații din România și să lase profitul aici, în România, nu să exporte, nu să exporte profitul și nouă să ne lase în urmă cancer. Mergem în coloană auto și după... Mergem în coloană auto și revenim aici cu toții, după care pornim în rădămâns, dar mergem într-o coloană auto de jur împrejur și încercuim și dezvăluim hoția astăzi în Rădăuți, mâine în toată România. Suntem da. Independenți, cetățeanul direct de la Rădăuți. Un mesaj de eliberare a României de aici, de la Rădăuți. Lansăm Alianța Antifluturi. Invităm toți cecevenii să vină în Alianța Antifluturi pentru libertatea românilor și împotriva acestor companii toxice. Credeți că doar cele două întreprinderi sunt vinovate de distrugerea? Guvernul României au găsit aici păduri ieftine și guvern ieftin. E timpul să-i alungăm. Prea mult au furat în ăștia 30 de ani, ne-am săturat, prea mult au furat în actuala pandemie. Deci Eger și Schweikhoff nu sunt siguri vinovați. Nu, Claus Iohannis, Ion Iliescu, Adrian Năstase, Traian Băsescu, toată clica politică, Tăricianu, Berceanu, Videanu, toți. Doamne ajută! Mergem la Putna după... Hai cum? Până din care este, cu hoții. Ne adunăm aici.
Ucrainii pământ decât în țara noastră!